Bine v-am găsit, dragi prieteni! Iată-ne la Curtea de Argeș, fosta cetate de scaun a țării românești. Am poposit în acest loc minunat ce adăpostește comori importante ale istoriei noastre românești. Haideți împreună să le descoperim! Nu întâmplător, județul Argeș a fost ales de domnitorii vremii ca loc de curte domnească. În apropiere, ca un zid de apărare, sunt cei mai înalți munți din țara românească. Totodată, se afla pe cel mai important drum comercial medieval care lega Sibiul de Giurgiu și, în continuare, Transilvania de lumea bizantină prin Curtea de Argeș. La Curtea de Argeș avem primul document scris de un voievod român, de Vladislav Laicu. Aici s-a bătut prima monedă, undeva în apropiere, unde este primăria Curtea de Argeș, era heregia domnească. La Curtea de Argeș, în incinta în care ne aflăm, a fost prima școală de grămătiși pentru cancelaria domnească. Deci, iată, în spatele nostru a fost prima mitropolie a țării românești. La Curtea de Argeș există două curți medievale, una din secolele 13-14, aceasta, Curtea Domnească împreună cu Biserica Sfântul Nicolae, și una din secolele 15-16, complexul mănăstirii Curtea de Argeș și Palatul Episcopal. În această ediție ne vom ocupa de cea mai veche dintre ele. Curtea, cât a mai rămas din ea de... În zona de sud-vest este Casa Basarab, întâi numită, deși este mai veche de Basarab, așa cum ne arată cercetările arheologice. Era mai complexă când a fost descoperită la începutul anilor 20. Erau niște bolți împodobite cu niște vulturi uriași. Nu știu cine i-a făcut dispăruți, dar cert este că eu când eram copil deja nu mai existau. Deci undeva, poate în anii războiului, poate după imediat, s-au deteriorat anumite lucruri, dar știm cum arată o casă în felul acesta din vremea lui Basarab I. Un pic mai târziu a stat pentru o vreme la Curtea de Argeș Neagoe Voievod, pentru că dorea să-și urmărească lucrările la mănăstirea Argeșului, și aici, în Curtea Domnească, după ce a refăcut vechea casă a basarabilor, a mai făcut una, că el avea copii mulți și casa basarabilor nu era suficient de mare și a considerat el că este necesar să facă încă o clădire. Aici, la poale de Carpați, de-a lungul timpului, au vegheat destinele țării domnitori de seamă. Conform cronicilor străvechi, e vorba în primul rând de Negru Vodă, sau Radu Nigru Voievod, cum scria pe clopotul bisericii, așa scria. Eu, Radu Nigru Voievod. L-au furat din fin, 1918, ca să spunem ce s-a întâmplat cu clopotul, dar ne-a rămas scris. Ioan Basarab I, întemeietorul, cum este considerat, fiul său, Nicolae Alexandru, Vladislav Laicu, este omul de la care ne-au rămas cele mai multe dovezi legate de Curtea de Argeș, fratele său, Radu I, apoi fiii săi, Dan I, dar care a domnit foarte puțin, și Mircea cel Bătrân, iar mai târziu puțin e vorba de Neagoe Basarab. Dar cred că omul care a făcut cel mai mult pentru această biserică este Nicolae Alexandru, și în sensul decorării sale, iar Vladislav Laicu a finalizat munca extraordinară de aici. Dar Nicolae Alexandru este cel care a dus și mitropolitul și a făcut demersurile necesare să transforme această biserică într-un punct important pe harta Europei. În timpul lui Mircea cel Bătrân, la sfârșitul secolului al XIV-lea, Curtea de Argeș era centrul țării și traversa o perioadă prosperă în cei 32 de ani de domnie. În această curte domnească în care ne aflăm, la 31 ianuarie 1418, trecea la cele veșnice Mircea cel Bătrân. Deci, iată, aceasta a fost, să zicem, epoca de glorie a Curții de Argeș. Tot în acea perioadă, Mircea cel Bătrân mai construia o curte domnească la Târgoviște pentru fiul său, Mihail. Ca să ridice această biserică, ctitorii au chemat în Argeș meșteri pricepuți în arta bizantină veche, tocmai din Constantinopol. Se întâmpla într-o perioadă înfloritoare pentru țara românească. Cel mai important edificiu din acest complex medieval rămâne Biserica Domnească Sfântul Nicolae, cu arhitectură în stil bizantin clasic, de cruce greacă înscrisă.
Datorită conservării ei, în forma inițială, tocmai din acele timpuri, și a picturii sale, a fost declarată de Nicolae Iorga cel mai important monument de artă și arhitectură medievală românească. Avem straturi succesive de cărămidă cu bolovan de râu, ceea ce îi dă o flexibilitate deosebită în caz de cutremur. Apoi, canalele de aer sunt foarte importante pentru că asigură aerisirea împotriva igrasiei. Avem la bază, în primele 6 rânduri de cărămidă, cărămidă romană, pentru că au inscripții în limba latină din vremea ocupației romane. Și mai avem ceva, zonele de colț sunt din travertin. Travertinul este total nespecific zonei și bănuim că acea cărămidă romană și acel travertin provin dintr-un templu, pentru că știm bine că bisericile se construiau în locuri sacre și probabil vin pe ruinele sau, să zicem, pe urmele unui templu din epoca romană. Data exactă a construcției nu se știe. Sunt acceptate două variante, 1260 și 1350. A fost jefuită de nenumărate ori și a rezistat cutremurelor din secolul al XIX-lea. S-a pus și problema demolării ei, dar s-a renunțat la această idee. Arhitectul Grigore Cerchez a reușit consolidarea și păstrarea ei în această formă, așa cum o vedem în zilele noastre. Pictura în frescă acoperă întreaga suprafață interioară a bisericii. Se păstrează tocmai din secolul al XIV-lea, de pe timpul domitorului Vlaicu Vodă. Mai sunt câteva fragmente și din secolul al XVIII-lea. Noi avem șansa la Curtea de Argeș să avem singura biserică de pe teritoriul țării noastre cu pictură în stilul renașterii paleologice. Și nu oricare, este una dintre cele mai reușite. Am avut șansa să merg în spațiul balcanic, să văd renașterea paleologă, am văzut inclusiv Cora, de unde a pornit renașterea paleologă, și vă pot spune fără teama greșit că biserica Sfântul Nicolae Domnesc are o compoziție extraordinară, cu fresce unicat, nu le regăsim nicăieri în lume, care arată valoarea pictorilor care au lucrat aici și curajul lor, pentru că au făcut și lucruri mai puțin obișnuite în ceea ce înseamnă arta sacră. În pronaos putem descoperi zona în care se văd trei straturi de pictură. În zona superioară avem un brâu care înconjoară încăperea. Aici regăsim pictură de secol XIV, cu câteva excepții. Pictura din inelul median este dedicată Sfântului Ierarh Nicolae, patronul bisericii. O scenă atipică întâlnită aici, în pronaos, este deisisul, în care locul Sfântului Ioan Botezătorul este luat de patronul bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. Interesant este că Nicolae Alexandru este îmbrăcat ca un autocrator, dar și ca un cavaler apusen. Stă cu un singur genunchi pe pământ. De ce stăteau cavalerii apuseni cu un singur genunchi pe pământ? Pentru că aveau sabia și altfel le sărea sabia de la brâu. Are pe cap coroana cu flori de ulis, ceea ce arată apartenența sa la una din marile dinastii apusene, Anjou sau Capet, noi considerăm că Anjou, și are mâinile goale pentru că el nu a apucat să vadă finalizată pictura Bisericii Domnești, lucru care s-a întâmplat în vremea fiului său, Vladislav Vlaicu. Biserica domnească Sfântul Nicolae de la Curtea de Argeș adăpostește morminte ale domnitorilor munteni, dar și ale membrilor familiei Brătianu. În pronaosul Bisericii Domnești întâlnim și niște morminte ale întemeietorilor dinastiei de politicieni Brătianu. Dincă Brătianu, Constantin, de fapt era numele său, a fost primul politician din această familie și pentru că a reconstruit clopotnița Bisericii Domnești, a primit această mare onoare de a fi înmormântat aici împreună cu soția sa Anastasia Tigveanu, Brătianu după căsătorie, și fiica lor Elena sau Ilinchia, așa cum scrie pe piatra de mormânt. Trebuie să spunem că el a fost unul dintre conducătorii țării românești în perioada domniilor regulamentare, când exista un mini-guvern format din 6 persoane și Dincă Brătianu a fost unul dintre aceștia.
Cel mai controversat mormânt este cel descoperit intact la Marea Restaurare din 1920. Era poziționat la 2 metri sub actuala podea, probabil din timpul vechii biserici, cea de secol XIII. Este un mormânt de tip sarcofag din piatră. Rămășițele trupești găsite în interior erau înfășurate într-un giulgiu de mătase cusută cu aur. Pe cap trona o diademă bizantină. Tunica venețiană din postav purpuriu avea o centură cu o cataramă din aur. Aceste veșminte pot fi admirate astăzi la Muzeul de Istorie din București. Identitatea misteriosului mormânt a aprins de-a lungul timpului numeroase dezbateri. O variantă Ion Radu Nigru Voievod, o variantă un fiu necunoscut al lui Basarab numit Alexandru și care ar fi murit în 1355. Unii au spus chiar Vladislav Laicu, deși acest lucru este aproape imposibil pentru că era în mijlocul bisericii mormântul său. Deci este o enigmă. Dar pomelnicul bisericii Sfântul Nicolae Domnesc spune răspicat și clar că aici este mormântul lui Ion Radu Nigru Voievod. Ceea ce nu este imposibil, având în vedere că probele cu carbon 14 indică perioada 1310-1370, Ion Radu Nigru Voievod a murit undeva la 1316-17, deci se încadrează în această perioadă. Remarcabila pictură din această biserică se datorează și meșterilor pricepuți care au lucrat aici. Sunt acceptate 3 variante. Pronaosul aparține școlii din Constantinopol, iar naosul și altarul sunt împărțite. Jumătatea nordică este reprezentativă pentru școala din Salonic, iar jumătatea sudică aparține școlii din Constantinopol. Tot ce este de la brâu în sus este renaștere paleologă, sunt scene extraordinare. Dacă vă uitați sus, lângă fereastră, sunt acele scene asemănătoare cu pictura lui Giotto de la Capela Scrovenii din Padova. Avem în spatele nostru o scenă unicată. Nu veți întâlni nicăieri în lume. Este vorba de pilda bogatului căruia i-a rodit țarina și și-a construit turn. Atât că bogatul de la Curtea de Argeș nu este orice bogat, este vorba de un domn, autocrator, pentru că uitați-vă, e în purpură acoperit, are pe cap coroana cu flori de lis și un chip asemănător cu cel din Deisis. Deci este Nicolae Alexandru. De altfel, are un pic de logică toată povestea că Nicolae Alexandru nu și-a văzut finalizată opera, a finalizat-o fiul său. Deci, de-aia cred că numai la Curtea de Argeș există această scenă. Scena este extraordinară și prin compoziție ei. Vedem 7 meșteri zidari, număr sacru, număr sfânt, fără de care nimic nu poate deinui. Și acei 7 zidari au în semnele lor mistria, compasul, triunghiul, planșa de arhitectură cu dreptunghiul lung. Deci, iată toate semnele zidarilor liberi și la Curtea de Argeș, nu numai în apusul Europei, cum se spune. Pictura a fost finalizată la 1369 pentru că există o inscripție în naos care arată clar că este din vremea lui Vladislav Vlaicu. Cel care însă a restaurat această pictură este gorjanul Dumitru Norocea, cel care a studiat la școli de artă din străinătate și care a înțeles foarte bine metoda stratigrafică de a scoate la iveală pictura veche. Talentul său ca pictor a completat această muncă de a pune în evidență capodopera de la Curtea de Argeș. Tot el a descoperit în timpul restaurării inscripția care arată anul morții întemeietorului statului feudal românesc, Basarab I. Dumitru Norocea a găsit pe stratul premergător Tencuielii o inscripție. O inscripție extrem de importantă pentru istoria noastră.
pentru că ea ne spune că la leatul 6860, aproximativ 1352, la Câmpul Lung a murit marele Basarab Voivod. De ce este atât de important? Arată că românii ăștia, proști cum erau, care lucrau la curtea de Argeș, știau să scrie. Da? Că așa ne consideră toți. Că erau, iată că știau să scrie. Vorbind de un simplu meșter, da? Care lucra la stratul premergător Tencuieli, nici măcar pictor. Acolo aveam pretenții de cunoștință. Iată că oamenii ăștia erau educați. Mai mult, important e anul trecerii la cele veșnice ale lui Basarab, întemeietorul, și titlul său. Nu este Basarab cel Mare, Mircea cel Mare, Ștefan cel Mare, Radu cel Mare, nu. Este Marele Basarab, care ne arată că nu este numai un supranume, ci este și un titlu. Este extrem, extrem de important pentru noi. Deci românii ăștia neștiutori știau să scrie în secolul al XIV-lea. De la brâu în jos este pictura lui Pantelimon Zugrav de la 1828 cu niște excepții notabile. Aici este pictură din secolul al XVIII-lea, de la 1751, pe acești doi pilaștri, pentru că aici avem povestea Sfintei Mucenițe Filotea, care a stat aici de la 1396 la 1894, chiar aici, în locul în care mă aflu. Și tot de la acel pictor, Radu Sin Mihail Zugravul din Târgoviște, avem pictura de pe tâmplă. Biserica nu a avut tâmplă până la mijlocul secolului al XVIII-lea, atunci a fost zidită și decorată de acest pictor, care a păstrat și caietul său se află la Academia Română, caietul lui de pictură, de însemnări, de desene, și așa am înțeles noi cât de valoroasă era pictura inițială de aici, până să o descopere Norocea. Iată că pe peretele de apus al naosului vedem tabloul votiv al acestei biserici, unde îi găsim pe Vladislav Laicu și soția sa Cherana. Pictura a fost refăcută în 1828 de Pantelimon Zugravu, dar credem noi parțial, pentru că, dacă vă uitați cu atenție, Domnul este ceva mai mic ca Doamna. Asta înseamnă că o parte din tablou este originală, de secolul al XIV-lea, și o parte este refăcută. Remarcați ținuta Domnului nostru, da? Deci este cu purpură pe el, deci este un autocrator, are coroana cu flori de lis, ca și Doamna, deci aparține acestei dinastii extrem de puternice, și țin în mână chivotul bisericii, care vă spuneam că a mai avut două turle deasupra naosului, două turle din lemn învelite în tinichea și care au fost înlăturate la Marea Restaurare din perioada 1913-1927. În partea imediat alăturată tabloului votiv, vedem o pictură care este de la Pantelimon Zugravu, dar nu știu dacă a fost ideea lui, eu cred că este o reproducere a unei picturi originale din secolul al XIV-lea, pentru că iarăși vorbim de o pictură unicat. Îl găsim pe Sfântul Ierarh Nicolae în poziție orantă. Nu există nicăieri Sfântul Ierarh Nicolae în poziție orantă. Este remarcabilă această pictură și foarte puțin cunoscută, din nefericire. Iar deasupra avem cea mai mare scenă din această biserică, o scenă din secolul al XIV-lea. Este vorba de adormirea și ridicarea la cer a Maicii Domnului. Vedeți că avem tablouri în tablou, pe lateral două tablouri, și în stânga și în dreapta, câte două. Vedem Sfinții Apostoli cum vin pe ungerii și vin doar 11. Asta ar trebui să știe orice pictor, 11 au venit apostoli la adormirea Maicii Domnului. A coborât însuși Domnul Iisus cu cetele de îngeri pentru a lua sufletul pur al Maicii Domnului sub formă de prunc. Îl vedem pe evreul Gefonias, care vine să răstoarne catafalcul Maicii Domnului, și pe Sfântul Arhanghel Mihail, care îi taie mâinile. Și odată ce evreul recunoaște greșeala și se creștinează, îl vedem pe Sfântul Apostol Petru cum îl vindecă, îi lipește mâinile, și din Sfântul Pocal, care doar la curtea de Argeș are 6 laturi, izvorăște lumina cunoașterii. O altă scenă extraordinară este rugăciunea din grădina Ghețimanii, unde se evidențiază perspectiva în imagini.
Această scenă are foarte multă perspectivă, dar și o compoziție teologică de mare sensibilitate. Pentru că îl vedem pe Domnul Iisus în grădina Ghețimani, rugându-se în picioare către Dumnezeu Tatăl, corect reprezentat sub formă de semicer sau rază, doar așa este canonic, orice reprezentare antropomorfă este eretică, dar vedem și în genunchi, cum spune Evanghelia după Luca, rugându-se mult până la sudoare de sânge. Și apoi Domnul Iisus, când își încheie rugăciunea, îi găsește pe apostol dormind, deși îi rugase să vegheze. Ei, pictorul reușește ceva extraordinar. Creează perspectiva rupând tablou și scoate piciorul unui apostol în afara tabloului. Nu veți întâlni așa ceva la Constantinopol sau Salonic, dar pictorul de la Curtea de Argeș, cu mult talent și cu mult curaj, a reușit să creeze o scenă de mare, mare valoare artistică. Pe peretele de miază zi se remarcă scena recensământului în care Maica Domnului apare însărcinată. Uitați-vă cât de proeminent este pântecul Maicii Domnului. La Cora sau la Cale nici nu au reușit să dea această reprezentare. Să nu uităm că totuși Maica Domnului a născut a doua zi. Nu era în primele luni de sarcină, era chiar la sfârșitul sarcinii, lucru extrem de important. Și extrem de important este și veșmântul, veșmântul mov. Era veșmântul prin care o femeie spunea: oameni buni, sunt însărcinată. Așa dădea de veste, nu spunând-o în gura mare. Era o chestie de delicatețe. Scena cu Iisus Hristos pe drumul crucii, în care cei doi tâlhari apar însoțindu-L pe Domn, este diferită de ce știam până acum. Drumul crucii o frescă unicat, pentru că, iată, pe drumul crucii la Curtea de Argeș, alături de Domnul Iisus, apar cei doi tâlhari. Prima întâlnire a Domnului cu cei doi tâlhari a fost în timpul fugii în Egipt, când Domnul era un prunc abia născut și unul dintre ei a vrut să jefuiască Sfânta Familie, celălalt s-a opus și și-a dat partea lui de pradă, tocmai pentru ca Sfânta Familie să nu fie jefuită. Iată că pe drumul crucii ei se întâlnesc, deși Evanghelile spun că s-au întâlnit doar pe Golgota, și Domnul Iisus vorbește cu tâlharul cel bun, în timp ce tâlharul cel rău, dacă îl vedeți, stă separat. Compoziția artistică extraordinară. Uitați-vă la musculatura celor doi tâlhari, la pasul lor, aproape balerine, aproape atleți. Este o compoziție pe care o vom întâlni mult mai târziu la Michelangelo. Toată scena, de altfel, are o dinamică deosebită. Este o scenă extraordinară, cu tridimensionalitate, cu raportul cap-corp 1:8, așa cum este bine unei renașteri autentice. Repet, nicăieri nu veți mai întâlni tâlharii pe drumul crucii. Turnul Clopotniță a fost refăcut de Dincă Brătianu, cel care își doarme somnul de veci în pronaosul bisericii. Turnul este o reconstrucție, el era puțin mai spre nord, dar foarte puțin mai spre nord, dar nemai putând fi refăcut acolo, istoricii în anii 80 au decis reconstrucția lui pe un proiect din anii 30, dar care nu s-a finalizat niciodată pentru că a venit Revoluția și știți că după aia nu a mai dat nimeni bani pentru așa ceva. Este păcat, pentru că proiectul acela l-am văzut în arhivele Comisiunii Monumentelor Istorice și era foarte valabil. Iată-ne la finalul ediției, dragi prieteni, dar nu și la finalul incursiunii noastre la Curtea de Argeș, fosta cetate de scaun a țării românești. Vom reveni aici să descoperim istoria locului și a oamenilor minunați care au săvârșit-o.